sun. El a fost ultimul interpret de muzică ușoară, dar vreau să vă fac un anunț. Diseară, ce avem aici, va fi grandios, spectaculos. Ieșit din comun cu aceste trupe frumoase adise de către primărie, le mulțumim pentru acest lucru. Mă avem pe cineva? Mai avem ceva, un moment artistic, de să nu plecați, să rămâneți aici, eu doar plec să mă schimb, să mă fac un tot frumoasă pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Și, soare, ne vedem așa, cu Voltaj, cu Ada, Cabron, Pașaman, așa e ce? Pașaman? Ala e, îmi place, dar nu știu cum o cheamă pe cine. Alana, așa e ce? Hai, ăsta e! Hai să ne distrăm de seară! Avem și foc de artificii, avem muzică, avem mâncare, avem băutură, avem de toate! Avem nevoie de dumneavoastră aici într-un număr cât mai mare! Bravo, fetelor! Asta e! Mădălina Micu, mă numesc, ne vedem de seară! Epa! Cu el? Da, bine, bine le zice în această melodie, toți suntem acela sânge români, de pretutindem. Continuăm în același zi, cu același gen, pentru că a fost organizat pentru dumneavoastră toate genurile de muzică. Am avut populară, am avut hip-hop și continuăm, o să avem dance-pop și rock. Să mulțumim pe toată lumea, nu? Este frumos așa, da? Următorul artist, un repertoriu vast, hip-hop, rap, activează pe scena muzicii românești încă din anul 1999, când inițiat trupa Cod în Penal, a avut 4 piese în top 100, Media Forest, cele mai difuzate piese din România în 2014. Nimeni altul decât... Aia e mai, Cabron, doamnelor și domnilor, aplauze, vă rog! Cine-i poate să-mi răspundă, n-aș plăti într-o secundă, secundă din viața mea, când răspund poșul din pădar, băi, cine stă la masa mea?